La cine mergi? La Sutra Sportiv. Da? Da. Anterioara comisiei de monitorizare, dâns și de ieri, nu mai contract de activitate, după 2023. Vă rog frumos, chemați-o pe doamna director ajuns să vă spun exact când au expirat preavizele, da, conform contractului de activitate sportivă. Eu știam după 24. Îmi cer scuze, dar... Păi dumneavoastră sunt șeful biroului structură sportivă, da? Da. Bun, aduceți documentații. Vă rog. Ca să înțeleg eu mai bine, adică oamenii care au fost dați afară sunt încă la servici? Nu, ca să înțelegeți mai bine, contracte de voluntariat. Oameni care nu mai au calitatea de angajat în această structură stau la birou și au acces la documente la care n-ar trebui să aibă acces. În condițiile în care știți foarte bine că noi când am intrat în clădire am fost legitimați, inclusiv dumneavoastră prestației presei, am fost legitimați și trecuți într-un registru. Astfel încât este evident că cei care se află în această clădire se află aici cu acordul conducerii. Și haideți să ne uităm și pe contractul de noi, au fost contați, aia și mai important. Imediat. Cam aceasta e ordinea și disciplina din cadrul CSN și cam acesta e modul de lucru. Da, nu ne miră cât timp în cadrul fișelor de post ale angajaților de la CSM se scrie negru pe alb că trebuie să respecte atribuțiile din fișa de post. Vi le pot arăta. Și ăsta e modul profesionist în care au fișele de post întocmite și au avut termen, dacă nu mă înșel, până acum, la finalul lunii, deci mai au câteva zile, să-și revizească toate fișele de post. Lipsă de proceduri, de contabilitate, de achiziții. Și știți bine că de ani de zile se urlă că este o gaură neagră în cadrul CSM-ului. Da, pare că e voit lucrul ăsta făcut. Și cu instabilitate pe direcțiune.